paradox aici. Imediat după execuția lui Brâncoveanu, sultanul a dat ordin să fie anatemizat din biserică. Asta sub blestem de la 1714 până în 1993. Și atunci, exact ce a spus, poporul acesta canonizează în suflet. Important ca noi să mărturisim și până urmează canonizările. Numai actul de iubire este o canonizare. Foarte bună completarea cu Brâncoveanu, nu știam. Da, da, asta, așa stă sub anatema. Și Sfântul Ioan Valahu a stat așa. Și am mai observat ceva. E ceva cu neamul ăsta. Dacă te uiți cu vioși, prea cu vioase, Cioran a greșit profund. Cioran a fost un om care și-a iubit totuși România, dar avea el, aleluia, așa, din revoltă și spunea că nici măcar sfinți nu a dat. Enorm de mulți. Dar tăcuți. E pământul însfințit. Știți că ei n-au simțit nevoia să scrie lucrări? Știți de ce? Ei n-au scris ca Teofan, Zăvărâtul, Ignat, Evanghelie, lucrări? Pentru că n-aveau nevoie de argumente. Aici luați o băbuță, de unde vreți, din ferentar, și ea se duce la cruce și o sărută. Și luați filmul de la BBC cu ăla care caută grupa sanguină de pe cruce. Baba sărută fără examen hematologic. E firească. Lucrările apar în clipa în care, știți, rușii totuși după 800 de ani în spate. Am stat și m-am întrebat, de ce se convine? Să facă lucrări de ce? Important era asta. Vă dați seama, Părintele Stăinuia zice că atunci când a plecat Cantemir, a plecat cu monacul Plotin. Monacul Plotin era Paisie Vilicicovski. S-a dus, Petru cel Mare distrusese monahismul prin catolicizare și el s-a întors unde s-a întors să învețe rugăciunea și isihia, cum zice. Nici în Athos, nici în Grecia, nici în... la Poiana Mărului, nu? La Sfântul Gheorghe, acolo Sfântul Vasile. La Sfântul Vasile. Da, dar era un Sfântul Gheorghe, pe care îl pomenește George Racoveanu, care se așezau vrăbile. Vrăbile sunt foarte spirioase, nu se așezau, se așezau aici și pe cap eu citea, din psaltire, nu citea și vrăbile dupeau lumea. Și când intra în biserică, asta mi se arăta o metaforă, vrăbile plecau și așteptau un prizvot. Își făcea liturghia, veneau vrăbile. Și zice, dom'le, ăsta stătea cu vrăbile pe tot timp. Problema a fost când a murit, n-au putut să-l îngroape, au putut să-l transporte în altă parte, pentru că ea încă o pământ și vrăbile se prăvăreau pe aici de dominarii. Ăștia, asta este conștiința, că nu lasă să arunce pământ. Și eu când am văzut, îmi spunea domnul doctor Pavel Chiblea de o călugăriță, isihastă, a fost la el, la clinică. Și a zis, domnul doctor, citeam acolo în pădure o cărticică și s-a așezat o vrăbiuță cu picioarele. Și citeam și ziceam, Dumnezeu, ce mă fac? Că eu eram un acatist, nu știu ce rugăciune, și trebuie să întorc pagina. Și că dacă întorc pagina, cum să zic, o sperii. Dacă nu speri, fac un mare păcat. Și vrăbiuța, când ajung la ultimul cuvânt, vrăbiuța s-a mutat singură pe umăr. Fiți atent. Mărturisirea aceasta pare infantilă. Pentru un român adevărat, are o valoare extraordinară. El crede. Și atunci, aluatul ăsta de asta, noi avem sfinți care au murit prin păduri, după stânci. Dumnezeu știe ce din ăștia, prin grote, te duci peste tot, calci, este ceva. Și atunci nu era nevoie să convingi, să scrii lucrări către. Nu ai văzut că când vorbești ca în dragoste, cu cât vorbești mai mult, cu atât înseamnă că iubești mai puțin. Încerc scuze, dar am vrut să vă încurajez că nu este totul pierdut, ci totul este câștigat. Cât o anatemă din asta dată are efect invers în sufletul credinciosului. Și dacă în țara aceasta Constantinopolul a căzut că nu erau aia cinci. A venit sultanul și în fiecare seară din zid ieșea o mână cu cinci de zid. Și fugea îngrozit, chema gărțile, iar dispărea și l-a chemat cu bucătar, că era ortodox. Știți povestea? E o poveste, da, da. Teribilă. Și ăla era singurul care avea încredere, sultanul, era ortodox și bucătar. Și a zis, cheamă un sfânt. Și a venit sfântul și zis, nu poți să fac nimic. Trebuie să postez 40 de zile. Postit 40 de zile și știu, de acum acolo nu. Dacă mai erau cinci care credeau, nu cădea Constantinopol. E vorba de credința aia autentică. E credința aia care nu te mișcă. Poți să faci 5.000 de mătănii, să săruți 66.000 de moaște,
și la prima chestie s-o devieze. Și poți să nu faci absolut nimic, și asta nu înseamnă că Doamne ferește să nu te duci la biserică, ci să stai în locul tău acolo și să fii așa. Să fii așa. Eu întotdeauna mi-am iubit poporul acesta prin discreția extraordinară de tip religios. Nu și-a dat nimeni cu biciul în spate, noi nu avem stâlnici, nu ne-am chinuit. Uitați-vă și acum, am dat exemplu, cum l-am primit pe sanctitatea sa. Dom'le, vezi demonstrație mai mare de generozitate, de libertate, de putere, de suflet cald, de... Aia, și-a zis, nu știu dacă sanctitatea sa, dacă poporul român va rămâne în imaginarul lui, imaginea papei. Dar sanctitatea sa se va întoarce definitiv cu o imagine care nu vă uita. E un material, mi-a dat o probă extraordinară, așa o să fim așa, să fim... Dar de ce? Când ești... N-ați văzut că noi avem o timiditate, o pudoare, dar și o forță extraordinară, că nimeni nu face așa cu tricolorul, chiar și zice, a, cât un steac pe acolo. Foarte ciudat e poporul ăsta, dar nu ciudat ca o stranietate, ca o taină. N-ați văzut că oamenii mari, sfinți, trec prin curtea mănăstirii, sau am văzut un călugăr care tăia lemne, dar le tăia într-un mod sfânt. El lasă o dâră, o chestie, o privire, o formă de, cum să zic, Adrian Făgețeanu. Adrian Făgețeanu, și cu paradoxul ăsta, iar îl chid, dar îl ține prea mult, dar este genial, mi l-a zis cineva, caz autentic, a ieșit din pușcărie, 12 ani de pușcărie, făcut praf, nu are să-i spune biografia acestui minun de om, și s-a dus la mănăstire, la Crasna, și starețul de acolo a zis că îi taie capul cu topul. Că fusese legionar, fusese... Și ăsta, unde se ducă Dumnezeu? S-a dus la Lainici. Și la Lainici a dat un sfânt de Calin Caravan, care... Păi, vremea Dumnezeu, noi am uitat, noi trebuie să ne gândim în perioada comunismului. Deci ăla a zis că îi taie capul cu topul. Și Calin Caravan a zis, îți dau bani să te tratezi de tuberculoză. Și du-te, că te primezi. Și a primit, s-a vindecat. Și a zis, Părinte, eu mă rog pentru toți, uitam hârtie aici, dar nu mă rog pentru comuniști. Și Calin Caravan a zis, poți să te rogi. După două luni, zice, Părinte, cum e, mă rog, dar nu pentru... Deci, vremea au distrus familia, distrus țara, l-au scuipat pe Dumnezeu, eu nu mă rog pentru ăștia. Bă, băiete, poți să te rogi. Și într-o zi, caza autentică, au oprit vreo 10 mașini ale Comitetului Central, la Alainic și s-a dat jos tovarășul Gălăice Mășescu și era acolo prin față până la mâner, nu știu ce. Și a spus că a zis, tovarășe, părinte, vă rog să vă lucrați pentru părinții. Și le clipa aia, și a zis, Dumnezeu, nu mai a fost frică, dar atunci mi-a dat seama că e semnul lui Dumnezeu. Vedeți cum lucrează? Că și Petru Groza a fost îngropat cu... Se pare că și Gheorghe Udeș s-a spovedit. Și nu vi se pare ciudat că în 1955, când aia treceau cu tractoarele în Rusia, peste biserici și le făceau și magazine și bordeluri și tot ce vreți, la noi, Patriarhul Justinian Marin a canonizat Sfinți, primul Calin de la Cernica. În 55! De ce? Pentru că el a ajutat pe Gheorghe Udeș când era fugărie de siguranță. De ce a făcut Dumnezeu de pateric? Un preot de țară îl găzduiește. Preotul va ajunge patriarh și ăsta n-avea cum să treacă. Salvează biserica. Salvează biserica. Eu așa mă uit în poporul ăsta. Așa cum suntem noi, nenorociți, chilozi, amputați. Dintr-o dată sare câte un gest, iar ăsta mi s-a părut absolut cuceritor acum. Ce relaxare a poporul ăsta, ce bucurie cu el, ce... Dacă vrei și inocență și un amestec, îi vedeai pe aia cu floricile. Fețele. Necrispate. Când ești așa, deci zice, n-ai ținut tot postul. Miroșe ulei. Hai, doamne!